trăiți, dumneavoastră, domnul Răzvan. Domnul Răzvan se potrivește foarte bine, până acum era BD, dar BD mi se potrivește pentru că poate fi bucătarul Duță, ceea ce este foarte bine și sunt pe drumul cel bun. Așa cum ai spus și tu, astăzi este ziua șnițelului vienez. Ieri am fost și am făcut zacuscă, astăzi învățăm să facem un șnițel corect, elegant, cât de cât, de la prietenul nostru, șef Constantin Ghimpu. Bună dimineața, șef, bine te-am regăsit. Eu am zis să facem un șnițel, dar șnițelul acesta este pentru întreaga familie. Am făcut mama șnițelului. Avem șnițelul nostru, se numește urechi de elefant, din cotlet de vițel de lapte. E puțin mai mare, cam pentru 4 persoane. Și ce pot să vă spun? Îl montăm, îi dăm drumul la treabă? Îi dăm drumul la treabă, șnițel vienez, carne de vită, nu? Nu, carne de vită? Carne de vițel de lapte. Carne de vițel de lapte. De vițel de lapte se face, din cotlet de vițel de lapte. Noi șnițel mai facem, am văzut, din piept de pui, din ce se mai face? Porc. Din porc. Din toate poți să urechi faci de elefant. Urechi de elefant. Arată, uitați aici cum arată coastele noastre de vițel și l-am despicat așa, în așa fel încât să arate exact ca urechile de elefant. Când o să încep să-l montez, o să-ți povestesc ceva. Cu ceva timp în urmă, ani buni, când am mers pentru prima dată la mare în deplasare, m-am dus eu la un restaurant, nu fusese niciodată, am comandat și eu o friptură atunci. Și nu am știut, am văzut acolo 20 de lei porția, dar nu mi-am dat seama că era 20 de lei 100 de grame. Și mi-a venit tot așa, mi-a venit o friptură, toți banii pentru tot sezonul i-am dat atunci la masa aceea. Deci e important să știm cum comandăm, ce comandăm, că dacă o să comandăm un asemenea șnițel, nu o să-l putem mânca de unul singur. Le spun că este pentru 4 persoane. Am înțeles. Spune puțin cum, sau arată-ne cum îl montezi și deci povestea șnițelului, că cu ceva timp în urmă, șnițel era peste tot, șnițel cu cartofi prăjiți, cred că era mâncarea românului. Este unul dintre cele mai vândute preparate oriunde în lume. Așa că este clasic, dat prin făină, bătut înainte, asezonat cu sare și puțin piper, dat prin făină, ou și pesmet. Ideea e că noi folosim un pesmet foarte bun, se numește panko, unul cel mai bun pesmet, cel mai bun pesmet din lume. Așa. Și de aceea îi dă și un gust, este o pâine specială făcută și îi dă un gust absolut fantastic. Avem și acum crocant. Și gospodine, am văzut că se pricep și le iese din ce în ce mai bine. Toată lumea știe. A fost un viat, are o istorie îndelugată, șnițelul vienez. Roșii, șeri și te rog, deci, să-mi arăți cum îl pregătești. Am ales să-i fac așa un mic buchet. Am făcut roșii uscate la soare, să spune. Noi le-am uscat în cuptor cu puțin oregano, ulei de măsline, puțină sare de mare. Așa. Am să pun și pentru prospețime rucola. Cu ce merge? Adică pe lângă acest asezonat, dacă mai cer o altă salată în plus, mă fac de rușine dacă mai cer salată? Cu un prosecco, cu un pahar de vin alb, o șampanie, de ce nu? Merge, este super ok. Așa, roșii uscate, rucola, cartofi, în Viena, Austria, în Austria, clasic cu cartofi aromați cu usturoi și pătrunjel și cu lămâie. Se servește. Eu am zis să-i fac un plus de... Nu, nu prea ne ies cartofii aceștia. Care este secretul? Înainte îi fierbi, după aceea îi bagi la cuptor? Spune puțin, te rog, secretul. Îi blanșăm, stoarcem puțin lămâie. Ce înseamnă asta? Că eu sunt încă în devenire, sunt ucenic, nu știu. Blanșat cum? În apă opărită îi ținem cam 8 minute și după aceea îi prăjim, îi răcim, după aceea îi prăjim în baie de ulei. Și este și crocant și foarte gustos. Acum ce pui peste ea acolo? Și acum un grana padano, un parmezan pentru un plus de aromă, un plus de savoare. Carnea aceasta pentru șnițel, înainte de a fi gătită, o țineți puțin cum se pune într-un... Cum o pregătiți? Avem un sos special sau cum? Nu, avem nou marinăm, este simplu cotlet de vițel. Cotletul de vițel este foarte fraged. Nu trebuie să-i faci absolut nimic la cotletul de vițel. Este exact bun așa cum e el. Nu-l puneți la marinat înainte? Nu, să... nu. Am înțeles. Și nelipsit aici avem un prosecco. Ăsta merge, eu am învățat de la orice oră, chiar de la prima oră. Începem cu un prosecco, este indicat. Dacă nu conducem, bineînțeles. Șef, la final te rog să ne mai dai câteva sfaturi, în general, gospodinilor care vor să încerce acasă un șnițel. Merge, deci important, șnițelul vienez, carne de vițel, nu? Da. Dar noi facem și din carne de porc și din carne de pui. Poate să-l fac. Secretul la final. Secretul, dacă trebuie să ai o tigaie imensă pentru să faci un cotlet, cum am făcut eu urechi de elefant, așa, dar secretul este, din punctul meu de vedere, o carne bună, un pesmet bun, ouăle și făina sunt la toată lumea. Șef, îți mulțumim din suflet, mult succes în continuare, urechi de elefant. Domnul Răzvan, eu am urechi de măgărușcă, simt că nu prea am muncit până acum, mai mult am servit câte ceva prin bucătăria noastră, adică, nu știu, fac un tur culinar, cred că o să țin așa până târziu în toamnă, până vine iarna și ne apucăm de sărbători. Toate cele bune, o zi frumoasă, la revedere!